Aproximativ 500 de pelerini din toate diecezile și eparhiile din România au fost în pelerinaj la Roma în perioada 9-11 septembrie, însoțiți de 4 episcopi. În al preasfințitul Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de București, preasfințitul Petru Gheriel, preasfințitul Virgil Bergea, episcop greco-catolic de Oradea și preasfințitul Cornel Damian, episcop auxiliar de București. Din dieceza de Iași a fost prezent un grup condus de părintele Iosif Dorcu, responsabilul oficiului pentru pelerinaje din dieceza de Iași. Preasfințitul Petru Gheorghe, prezent la Roma cu ocazia canonizării fericitei Tereza de Calcuta, s-a alăturat grupului vineri 9 septembrie. Episcopul de Iași s-a întors în România împreună cu credincioșii, care se aflau într-un pelerinaj mai amplu care a început la 5 septembrie și se va încheia sâmbătă 17 septembrie. La întoarcerea spre Iași, pelerinii vor vizita localitățile Cașia, Assisi, Vicenza, Veneția și Budapesta. Programul pelerinajului a cuprins trecerea prin Poarta Sfântă a Bazilicii Sfântul Petru din Vatican, participarea la Sfânta Liturghie celebrată în Bazilica Vaticană la ora 11 în limba română la altarul Catedrei Sfântului Petru, audiența jubiliară a Papei Francisc, care la final a salutat pe pelerinii români și le-a transmis un mesaj, și rugăciunea Îngerul Domnului condusă de Papa Francisc. Sâmbătă 10 septembrie, preasfințitul Aurel Percă a consacrat altarul și a sfințit biserica Nașterea Sfintei Fecioare Maria din Cerdac, filiala parohiei Slănic Moldova. La celebrare au participat alături de preasfințitul părintele paroc Petrică Dăncuț, preoți de pe Valea Slănicului și din împrejurim. De asemenea, au fost prezenți cei 200 de nași și numeroși credincioși din Slănic Moldova și din împrejurim. În altar au fost așezate relicvele fericitului Ieremia Valahul, fericitului Anton Durcovici și a fericitului Vladimir Ghiga. Construcția bisericii a început acum 11 ani prin contribuția părintelui paroh de atunci, Francisc Căzănel. Duminică, 11 septembrie, preasfințitul Aurel Percă a conferit taina mirului la peste 40 de adolescenți și tineri din parohia Tețcani, județul Neamț. Liceele catolice din dieceza de Iași și-au deschis porțile pentru noul an școlar 2016-2017, luni 12 septembrie, printr-o celebrare liturgică. La Bacău, Sfânta Liturghie a fost prezidată de preasfințitul Aurel Percă, la Unești de părintele custode Lucian Iosif Dumea, iar la Roman de părintele provincial Teofil Petrișor. La celebrări au fost prezenți preoții și profesorii care activează în aceste licee și elevii împreună cu familiile lor. La Bacău, preasfințitul Aurel, în cuvântul de învățătură, a adresat câteva îndemnuri care sunt valabile pentru toți cei care încep școala, și anume, există un timp de străduințe, efort pe băncile școlii, dar și un timp de bucurie, de împlinire. Nu este suficient să adunăm cunoștințe, ci trebuie să ajungem la adevăratele valori. Fericirea constă în făurirea viitorului. Pe lângă performanțe și rezultate foarte bune, liceele catolice oferă și formarea morală bazată pe valorile profunde, iar model trebuie să ne fie Sfânta Fecioară Maria, cea plină de har. Anul acesta, numărul liceenilor care învață în liceele catolice din dieceza de Iași este de aproximativ 900. În Biserica Inima Neprihănită a Mariei din Bacău, la invitația surorilor misionarele Carității, sâmbătă 10 septembrie, s-a celebrat o liturghie de mulțumire pentru declararea ca sfântă a Maicii Tereza de Calcuta. Celebrarea a fost prezidată de monseniorul Benone Farcaș, rectorul seminarului mare din Iași, care la final a transmis mesajul preasfințitului Petru Gheorghel pentru surorile de la Bacău. Au concelebrat părintele paroh Cristinela Lecu și mai mulți preoți din Bacău și împrejurim. Sora Iuliana Bârna din Congregația Slujitoarele Săracilor a depus voturile pe viață în prezența preasfințitului Aurel Percă, joi 8 septembrie, în sărbătoarea nașterii Sfintei Fecioare Maria. Celebrarea a avut loc în Biserica Sfânta Tereza Pruncului Iisus din Piatra Neamț. După mai mulți ani de formare, căutare și slujire în cadrul acestei familii călugărești, sora Iuliana a putut spune cu hotărâre și convingere daul ei lui Dumnezeu. În omilia sa, preasfințitul Aurel a subliniat că aceia care fac promisiunea sfaturilor evanghelice
trebuie să-L caute și să-L iubească mai presus de toate pe Dumnezeu și în toate împrejurările trebuie să se străduiască să înainteze în urmarea lui Hristos. După predică a urmat ritualul profesiunii perpetue, în cadrul căruia sora Iuliana a răspuns rând pe rând întrebărilor puse de preasfințitul, urmând ca printr-o îmbrățișare fraternă din partea surorilor prezente să fie primită în mod oficial în institut. La ceremonia profesiunii religioase au fost prezenți un număr mare de preoți, părinții, rudele și prietenii congregației, slujitoarele săracilor. În comunitatea Nașterea Sfintei Fecioare Maria din Pușcorni au avut loc misiuni populare în perioada 6-8 septembrie, predicator fiind părintele Ioan Bălan, profesor formator la seminarul liceal din Bacău. Tema centrală a predicilor de misiune a fost milostivirea, fereastră spre viitor și reflector al prezentului. Zilele de misiuni populare s-au încheiat joi 8 septembrie, când s-a celebrat și liturghia hramului, prezidată de părintele Iulian Crop, paroh de Răducăneni. Au concelebrat părintele paroh Benone Butacu și mai mulți preoți din împrejurimi. În parohia Fericitului Ieremia din Bacău au avut loc misiuni populare în săptămâna 7-11 septembrie. Predicator a fost părintele Cristinel Fodor. Sâmbătă după amiază, numeroși credincioși din această parohie au mers pe jos în pelerinaj spre Biserica Sfinții Petru și Paul din Bacău, unde au trecut prin poarta și au participat la Sfânta Liturghie. Misiunile populare s-au încheiat duminică 11 septembrie, prin liturghia solemnă de la ora 11, la care au concelebrat părintele paroh Eduard Coșa și mai mulți preoți din Bacău și împrejurimi. Prin intermediul acestor misiuni populare, reușesc să intru într-o legătură mai strânsă cu Dumnezeu. Îl simt mai aproape și dacă o jumătate de an nu a fost o zi în care să nu-L rog ceva pe Dumnezeu, cu prilejul acestor misiuni populare am reușit să îi și mulțumesc lui Dumnezeu, mărturisea Alexandra, o participantă la aceste misiuni. Duminică 11 septembrie, comunitatea din Rădăuți a celebrat hramul bisericii locale Nașterea Sfintei Fecioare Maria. Conform tradiției din Bucovina, sărbătoarea hramului a început cu Sfânta Liturghie în limba polonă, celebrată de părintele Andrei Stașcovian, paroh de Pleșa. Apoi a urmat Sfânta Liturghie în limba germană, celebrată de părintele Lucian Farcaș, profesor la Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași. Liturghia solemnă a hramului a fost celebrată de părintele Iosif Păuleț, paroh de Suceava și decan de Bucovina, și au concelebrat părintele paroh Aureliștoc și mai mulți preoți din Bucovina. La liturghie au fost prezenți numeroși credincioși. Cuvântul de învățătură a fost rostit de monsignorul Benone Farcaș, rector al Seminarului Mare din Iași, care a prezentat-o pe Maica Domnului ca model de trăire a credinței în viața concretă. Joi 8 septembrie, numeroși credincioși din parohia Dormirea Maicii Domnului din Iași și din parohia Barticești, județul Neamț, au mers în pelerinaj la Poarta Sfântă din Sanctuarul Marian din Cacica. Însoțiți fiind de părintele Alois Moraru, paroh de Barticești și decan de Piatra, și părintele Pavel Beșleagă, vicar la Catedrala din Iași. Programul a cuprins ocazii de spovezi, Sfânta Liturghie, prezentarea cărții Am suferit pentru Biserica lui Hristos, viața părintelui Ion Pârțac, calea crucii, adorație euharistică și binecuvântarea cu prea Sfântul Sacrament pentru obținerea indulgenței jubiliare. Pentru a șaptea oară, Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași a fost gazda concertului coral instrumental Music Camp, susținut vineri 9 septembrie de către aproximativ 200 de elevi eșeni, acompaniați de Orchestra de Cameră a Filarmonicii Moldova. Evenimentul a fost organizat de către Music Camp International în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași. Corul a fost dirijat de doamna Coni Fortunato, președinte fondator al organizației Music Camp International. În deschiderea concertului au luat cuvântul doamna Genoveva Farcaș, inspector școlar general adjunct, și părintele Benone Lugaci, paroh și decan de Iași, care a transmis salutul preasfințitului Petru Gherghel și a preasfințitului Aurel Percă. În perioada 5-9 septembrie, mai mulți tineri din parohia Sfântul Nicolae din Bacău au participat la campusul organizat la Pârâul Rece, județul Brașov. Alături de ei a fost părintele Dominic Ciobanu, care s-a ocupat de tineri în acest an, dar și călugării franciscani care i-au găzduit pe tinerii din Bacău.
Au fost zile speciale, deoarece am avut timp să ne cunoaștem mai bine, să stăm împreună mai mult timp, să ne rugăm și să-L preamărim pe Dumnezeu împreună. Mărturisea una dintre tinerele care a participat la acest campus. Începând cu luna septembrie a acestui an, catolicii români din Belgia vor putea participa în fiecare lună la Sfânta Liturghie celebrată în limba română, la Bruxelles, în Biserica Regală Sfânta Maria. Responsabilul comunității române catolice din Bruxelles este părintele Philip Keresi, ajutat de părintele Nicolae Cibian, responsabilul comunității romano-catolice din Paris, precum și de părintele vicar Olivian Philip. Începând cu luna septembrie a acestui an, catolicii români din zona Bordeaux, Franța, vor putea participa odată la două săptămâni la Sfânta Liturghie în limba română. Sfânta Liturghie se va celebra în Biserica Sfântul Ferdinand din Liburn, iar preotul care se va îngriji de comunitatea românilor din jurul Bordeaux-ului va fi părintele Valerian Ienășcuț. A apărut un nou număr al revistei Iisus, Prietenul Copiilor. Dintre subiectele propuse, amintim mesajul Preasfințitului Petru Gherghel adresat copiilor pentru începutul școlii, sfaturi pentru anul milostivirii, informații despre campusurile verii, concursul, jocuri și povestioara despre Sfântul Ioan Paul al II-lea. Redacția Presa Bună urează tuturor cititorilor revistei Iisus, Prietenul Copiilor, lectură plăcută!